A doua ediție a turneului pentru copii, Liga Fotbal în Școli, a început cu patru meciuri. Liceul teoretic Gogol din Chișinău a pierdut cu liceul teoretic Alexandru cel Bun din Sângera 0 la 7 și cu liceul teoretic Universul din Chișinău 2 la 6. În alte două partide au fost consemnate rezultatele. Liceul teoretic Universul Chișinău, liceul teoretic Caragiale Orhei 2 2 și liceul teoretic Alexandru cel Bun din Sângera, liceul teoretic Caragiale din Orhei 4 la 0. Competiție organizată de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării a Republicii Moldova și Asociația Obștească Soca Moldova aliniat la start 36 de echipe alcătute din elevii, băieți și fete, a instituțiilor de învățământ, în care sunt organizate clase specializate de fotbal. Postul de televiziune UISport transmite în direct toate meciurile turneului. Fotbal în școală este un proiect social de promovare a sportului numărul 1 printre copiii din Republica Moldova. Inițiat de FMF în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, proiectul este implementat cu succes în peste 280 de instituții de învățământ în țară. Orele de fotbal în cadrul lecțiilor de educație fizică sunt desfășurate de profesori, sori instruiți la cursuri organizate de Federația Moldovenească de Fotbal.